Bună ziua tuturor, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei născuți în semnul Racului sau cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, etalarea clasică de cu care v-ați obișnuit unii dintre voi. Încep să așez cărțile în formă de cruce celtică și vedem ce apare. Văd totuși că aveți un soare, o bucurie sau o trezire spirituală. Sau unii dintre voi vă conectați la copilul interior. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Rac. August 2019. Am tăiat cărțile. Și acum așez. Central. Oh! Mai! Ori sunteți voi, ori este un semn de aer. Dar crucea este despre voi. Central, vă faceți griji imense și multe dintre ele fără rost. Nu dormiți noaptea, aveți stres. Mare grijă cu depresia. Mare grijă cu depresia pentru că este una dintre cele mai greu de tratat, cele mai greu de tratate afecțiuni. Scuzați-mă, sunt un pic între realitate și starea aceea pe care o am în timpul citirii. Ia, uite! 10 de spade! E bine totuși că vă hotărâți să încheiați un ciclu de trădări, de suferință, de dureri. Haideți să mergem mai departe. Probabil că de-aia nu pot nici să comunica lumea. Am simțit undeva ceva din starea unora. Dar a fost soarele. Să nu uităm. Ce vă blochează sau ce vă provoacă? 7 de bâte. Poate să fie cineva în semnul focului, în semnul de foc, berbec, leu sau săgetător, dar repede, nu știu, nu vreau să mă fixez pe persoane. Este energie. Altfel, dacă vă fixați pe persoane, de multe ori etalările s-ar putea să nu mai fie ceea ce ar trebui să fie. Mesajele nu mai sunt ceea ce ar trebui să fie. Oricum, provocarea este să ieșiți din starea aceasta mentală de griji, repet, multe nefondate. Vă faceți rău singuri. E o stare de masochism mental. Scuzați-mi expresia, dar bine, cei care au trecut știu cum e. Să-ți adaugi încă un gând la starea ta. Dar așa se face când intri în depresie. Și provocarea este să ieși din depresie și să manifesti focul interior, acela care te face să te lupți cu toți. Să-i pui la pământ. Să-i pui la pământ. Eu zic că e vorba despre voi. Pentru că e provocarea, neapărat obstacol. Pentru unii dintre voi, într-adevăr, trebuie să vă luptați cu concurența, cu obstacole în relație, într-un proiect, la job. Trebuie să vă luptați, să vă luptați, să vă luptați și în spate, de la atâta luptă, voi noaptea nu vă mai odihniți, stați și vă faceți griji, eventual tactici, cum să îi puneți la punct pe cei care vă atacă într-un fel. Dar dacă voi nu vă odihniți, dar dacă voi nu sunteți în pace, cum să vă activați acest foc? Cum să vă conectați la sursă? Vă deconectați și pierdeți energie și nu mai sunteți în stare să luptați. Aici e provocarea. Deci voi trebuie să luptați. Dar în starea asta, cât timp o să reușiți? Vă repet de câte ori pot. Nu-mi place să mă fixez pe zodii sau pe persoane. Dacă voi vreți să interpretați, este alegerea voastră, da? Energia e energie și se poate manifesta în multe feluri. Continui, da? În trecut îndepărtat, nebunul. Îndepărtat înseamnă cel puțin câteva luni, dacă nu chiar și un an și doi și trei și mai mulți. Ați riscat. Ați luat-o de la zero, într-o privință. Poate să fie și în afaceri, că ne putem raporta și la partea profesională. Poate să fie și sentimental. Pentru unii nebunii reprezintă zodia vărsătorului. Avem un aer, da? Pentru alții, nebunul reprezintă zodia
berbecului, pentru că dă cu capul înainte. Avem și un semn de foc. Poate aveți planete acolo, ori în vărsător, ori în berbec, ca să nu mă fixez pe persoane. Dar ați riscat, sperând, având această floare, sperând că va fi bine. Poate să fie și un risc în afaceri. Să investiți bani în ceva și vedem cum se arată cărțile. Și acum sunteți într-un moment în care vă faceți griji. Poate unii dintre voi chiar studiați piața și simțiți că se apropie acea mare criză financiară. Doamne ajută să studiați problema, pentru că noi aici, cel puțin pe canalul meu, nu aș vrea să fac doar cărți clasice, da? Să dăm un tarot ca oamenii care nu sunt la actualitate cu ce se întâmplă în jurul lor. Deci, dacă într-adevăr știți că se apropie ceva, probabil că încercați, prin stresul și grijile pe care le vedeți în acest moment, încercați să luptați, vă pregătiți pentru ceva. Dar, repet, nebunul e o nebunie din domeniul trecutului. Poate să fie și aventura. Cred că până acum v-am dat destule variante, le alegeți cum vreți. În trecutul apropiat, uite, iar semn de foc pentru unii, pentru alții. Eu sper pe focul vostru. Tot sper că vă concentrați pe voi și pe lucrarea voastră personală, individuală, care este cea mai importantă, că dacă voi sunteți bine, atrageți și oameni ca și voi la nivelul vostru. Trec peste asta. Trecutul apropiat. Ați fost puși sau poate încă sunteți într-o situație în care trebuie să decideți între două chestiuni. Că sunt proiecte, dacă doar luptați, puteți luptați pentru, eu știu, concurența la locul de muncă, da? Poate să fie un proiect vechi și un proiect nou. Poate să fie o relație veche și una nouă. Poate să fie un personaj care, poate personajul trebuie să-l schimbe, personalitatea, cea veche cu cea nouă. Dacă nu sunteți voi, e cineva care trebuie să ia decizii în privința lor, a focului interior, da? Sau a două focuri, adică a două persoane. Sper ca cine trebuie să decidă să ia ce? Steagul, bâta cu steagul, bâta victorioasă, persoana care le aduce victorie, care le aduce spor, care îi face să se simtă încrezător, să se simtă iubit, să se simtă animat, da? Nu persoana care e oarecum banală, lipsită de reușite. Da? Este o bâtă care nu a reușit prea multe. Deci acesta este trecutul recent. Ce va domina întreaga întreaga lună august? Este potrivit pentru august, am spus august e luna a 8-a și tot ce înseamnă 8 înseamnă transformare, înseamnă scorpion. Aici este Pluto pentru mine, judecata. Unii dintre voi trebuie să înviați ceva. Dacă sunteți în culmea depresiei, trebuie să vă ridicați, domnilor, doamnelor și domnișoarelor. Să vă ridicați, să vă conectați, să luați în primul rând steagul acesta victorios și cu acel steag, aici poate a picat steagul în timpul luptei, dar rămâne esența lui. Da? E un toiac victorios. Revin aici la judecată, trebuie să înviați. Financiar, profesional, sentimental, o relație. Alegeți ce vă place. Dar dacă vă gândiți la relație și o să fie profesie, o să ziceți, ia uite că nu a spus bine. Păstrați totuși și celelalte variante în vigoare, da? Judecata este minunată. Pentru că iar îmi place să vorbesc despre ceea ce se întâmplă în voi, nu neapărat că apare cineva și că veți reînvia o relație, poate să fie și așa,
Poate să fie să vă meargă bine în afaceri, dacă v-ați făcut stres, ați investit în trecut, da? A trebuit să luați o decizie eventual, să vă restructurați afacerea și să luptați, să luptați pentru a vă menține, eu știu, pe domeniul respectiv. Judecata vine ca o... o energie transformațională, transformativă, transforma, care vă transformă. Da, whatever. Înțelegeți. Ideea este că relația afaceri ce-ar fi. Acest Pluto reprezintă vocea voastră interioară. Și de câte ori am putut, am spus. Nu ne putem asculta vocea interioară dacă suntem în gălăgie luptând, da? Evident că toți trebuie să luptăm ca să ne menținem într-o anumită poziție oriunde suntem. Dar măcar când se lasă seara, măcar în weekend, să stăm și noi liniștiți, ceea ce voi nu păreți să faceți. Și evident, cu atâtea gânduri, n-aveți cum să ascultați vocea interioară. Și doar cu vocea interioară puteți să alegeți ce este mai bun. Este vocea interioară. Sau dacă nu este vocea voastră, este vocea îngerilor. Șoptește. Vocea șoptește. Și dacă șoptești odată, de două ori, de trei ori și voi nu auziți, la un dat o să fie un sunet de trompetă, o alarmă, așa cum a fost astăzi. Și ieri am primit, da? Pe mobil. Raw alert. Ce trâmbiță enervantă și ce panică creează anunțurile astea. Of, Doamne! Câtă teroare la nivel colectiv. Bine, eu știu de ce, dar nu știu dacă știți voi de ce se practică teroarea asta la nivel colectiv. Oh, deci asta, energia aceasta plutoniană va guverna într-un fel sau altul, este coroana. Va guverna... Ah, ce frumos mesaj! Mulțumesc, spirite! Am vorbit de coroana și pus-o și deja simt fiori. Da, faceți meditație, nu știu dacă am mai zis eu cu altă ocazie. Deschideți-vă chakra, pentru că numai prin chakra Sahasrara, da, puteți să vă conectați la sursă. Și în momentul în care vă... iar am fiori. Mereu am fiori când vorbesc cu voi, racilor. Iar am fiori. În momentul în care vă conectați, primiți informația de care aveți nevoie și evident când aveți informații direct de la sursă, iar am stări, vă calmați. Și știți și ce să faceți. Aveți și energie. Aveți tot ce aveți nevoie. Nu vă mai trebuie nimic. E soarele acesta pe care poate undeva l-ați simțit la un moment dat în viață, când ați riscat. E în spate, da? Ei, acum este deasupra. Este deasupra. Ah, Doamne. Faceți ceva. Faceți băi cu sare. Faceți ce faceți. Puneți-vă o coroană. Vai, ce frumos! Poate chiar și eu ar trebui să practic chestia asta. Sunt flori acum. Ne punem o coroniță de flori. Florile ce reprezintă natura absorb și absorb energie și fiecare floare are niște calități speciale și fiecare culoare. Chiar vă puteți pune toate culorile ca să vă activați. Vai, exact așa ceva. Probabil. Mulțumesc mult de mesaj. Să vă activați toate chakrele, nu doar aceasta. Dar aceasta e finalul. Se întâmplă ceva important, judecata, evident că anunță niște evenimente importante, radicale, care vă vor transforma viața sau măcar interiorul. Uf, iar, ce talare, Doamne! Oh, iubii, doi de cupe, în viitorul apropiat, în prezent, cum vreți voi. Poate vă gândiți. Poate vă gândiți la acest suflet pereche, care sunteți ca și unul, ca și unul. O persoană care vă înțelege emoțional, poate nu spune, dar vă înțelege, vă simte. Poate voi nu spuneți și simțiți pe ei, că așa fac racii, uneori nu spun. Bine, spun numai celor care, într-adevăr, sunt foarte apropiați. Așa cum faci tu, Doamna Divină. Mie îmi spui, dar lui nu. Ah,
Probabil că și el are un prieten și îi spune prietenului, dar nu spune ție ce simte. Că așa facem noi, semnele de apă. Nu știu, cred că și cele de aer. În fine. Doi de cupe. Poate să fie un contract la locul de muncă, un contract benefic. Un client, un pacient, orice ar fi. Cineva care vine cu o ofertă și oferta asta vă reechilibrează, evident, și profesional și emoțional. Că dacă e o profesie pe care o faceți cu drag, vă va echilibra și emoțional. Poate să fie sufletul pereche cu care stați de vorbă, măcar așa în gând, că doar aveți o grămadă de săbi. Dar eu zic să lăsați săbile și prefer să vă conectați pe vibrație înaltă. Că aici nu este vibrație înaltă, da? Probabil că nu vă conectați cu ei, intrați brusc în depresie și în stări și în toate câte cele. E posibil să fie altă persoană. Dar în viitorul apropiat aveți acest semn de apă, mai mult sau mai puțin, poate aveți niște conjuncții în sinastria voastră, da? Și se manifestă ca această carte. Dar mie îmi place să citesc această carte și altfel. Îmi place să o citesc ca pe echilibru vostru emoțional. Vă echilibrați emoțional poate când începe să lucrați cu coroana voastră. Poate vă echilibrați emoțional când vă ascultați îngerii, vocea interioară și înțelegeți. Of, Doamne, și cât aș spune și nu pot să spun tuturor că nu mă înțeleg. Oh, vă echilibrați partea masculină cu partea feminină și în momentul în care sunteți echilibrați, puteți să manifestați orice. Că tot intrăm în 5D, nu 5G, 5D. Da? Sfatul. Ai, racilor, sfatul este să fiți împărați împărătese. Dar diferența dintre... Da, ați spune că dacă sunteți bărbați, voi trebuie să manifestați împăratul. Împăratul totuși are altă energie. E autoritar, este sobru, e protector, e la tot ce ține de masculinitate. Aici este tot ce ține de feminitate. Și puteți să vă conectați la această energie și ca bărbați. Adică să fiți, da, mulțumesc, să experimentați dragostea necondiționată și să fiți generoși. Bine, împăratul nu că n-ar fi, dar nu îl caracterizează, îl caracterizează o sobrietate, autoritate, da? Poate să fie generos în momentul în care manifestă și această latură feminină și masculină de care am vorbit, da? Deci, împărăteasa, una dintre cele mai puternice vibrații feminine, femeia divină din noi. Este sfat. Eu zic că voi trebuie să ajungeți în acest punct. Voi trebuie să... Da, și tocmai a trecut Venus prin casa voastră, atâia cât o fi, că depinde și ce ascendent aveți, a trecut de curând și pe soare și poate că a reactivat și niște chestii din trecut, că tot avem nodul nord, avem mai multe chestii. Racul ține de trecut, dar poate că va activa ce inimioara într-un fel, aparte. Și treceți, Doamne ajută, de la starea de stres la starea de echilibru emoțional, așa cum arată la mine cărțile. Dacă alegeți ceea ce trebuie și dacă vă ascultați vocea interioară. În cazul în care nu este doar de vocea interioară, haideți să vă mai zic alte lucruri. Nu știu ce zic alții. V-am zis, nu am timp. Să ascult tot ce spun colegii mei de breaslă. De breasla asta cu tarotul. Nici pe ceilalți colegi nu am timp să-i urmăresc. Trebuie să mă ocup de mine. Și sper ca și voi să faceți acest lucru. Dar dacă e vorba de o relație, chiar și profesională, care n-a mers și care v-a făcut stres, dacă e vorba de o relație sentimentală pentru care trebuie să luptați, unii cu alții. Probabil persoana nu este acceptată de familie, de prieteni. Da? Persoana pe care o iubiți, e posibil și așa. În fine. Judecata înseamnă și nevoia urgentă de a discuta cu discuta, de a sta de vorbă și pe de-o parte ori ei să vă asculte în cazul în care voi nu v-ați exprimat, ori voi
să-i ascultați și pe ei în cazul în care au rămas niște lucruri nespuse și din niște motive sau altele nu au fost auzite, da? Trebuie să ascultăm și vocea celuilalt. Înseamnă uneori și nevoia de a asculta. Trec dintr-una între alta, dar așa vin mesajele. Deci, sfatul este să fiți frumoși, să fiți puternici și haide să vă mai zic ceva. Împărăteasa, da, poate să fie și simbolul mamei. În anumite cărți de tarot încheie o femeie gravidă. Poate, unele dintre voi, puteți să vă conectați la această energie maternă într-un fel sau altul. Poate, unele dintre voi, sau dintre, nu contează femei, bărbați, aveți nevoie, pentru că e sfat, să vorbiți cu mama voastră. Fiți atenți. Sau cu soția, poate nici nu mai e soție, poate e fosta soție, da? Cu mama copiilor. În niște probleme care poate vă creează stres. Da? Pentru alții, pentru că nu va fi același mesaj pentru toți, am îmbețișoare. Pentru alții, împărăteasa înseamnă să începeți să manifestați această energie maternă, să aveți grijă de copii. Poate copiii străzii, poate copiii prietenilor, poate să fiți conștienți de frumusețea voastră, bărbați, femei, poate aveți unii dintre voi niște complexe. Nu știu ce-mi vine, mesajul ăsta dă o fi pentru cineva, da? Și să fiți conștienți de frumusețea voastră. Și aici vreau să ajung și era să uit. Dar nu trebuia să uit, mulțumesc. În primul rând, împărăteasa, fiți atenți, dragii mei, nu se oferă oricui. Se oferă doar împăratul cel mai ieftin, vorba vin. Dacă împăratul încă n-a ajuns împărat, în faza de rege, se oferă unor regi. Da? Că e rege de spade, de monede, de aer sau de cupe, regilor. Face pereche bună cu regii. Pentru că împăratul ce reprezintă? Cei patru regi într-o singură persoană. Poate la un moment dat, persoana cu care încearcă să își facă un cuplu, încă n-a ajuns în stadiul ei, că așa se întâmplă într-un cuplu. Unul este mai sus, altul un pic mai jos. Da? Bărbat, femeie, nu contează. Vorbim de energie. Vă rog frumos, energie divină, feminină. Twin flame, suflete gemene, în cazul în care sunteți, că nu toată lumea este, nu toată lumea. Sufletele gemene sunt pentru oamenii evoluați. Și oamenii evoluați sunt cei care ascultă vocea interioară, cei care sunt conectați la spiritualitate, da? Oh. Ok, continuăm. Forță exterioară. Oh, aici ați putea fi voi, dacă nu este un alt personaj cu planete în semne de apă. Dar nu sunteți voi, da. Mulțumesc. Nu sunteți voi pentru că e forță exterioară. Este altcineva, chiar dacă nu este semn de apă, poate are planete în semne de apă și își manifestă această latură emotivă, sensibilă, apoasă, da? E o persoană care... Bănuiesc că vă iubește foarte mult. Bărbat, femeie, nu contează. Dar să nu uităm că regele de cupe, cum am zis, da? Că e foarte, dacă voi trebuie să manifestați această... Și interesant că aici e masculin și aici e feminin. Dacă voi, bărbați, femeie, nu contează, trebuie să manifestați această energie ca să atrageți ce? Regele de cupe. Regele de cupe. Nu își arată emoțiile, decât foarte puțin, decât doar o cupă dintr-un ocean, da? Și hai să mai iau încă o cupă. Ia? Uite, ia la mama. Cam atât. Și are foarte mult. Dar să nu vă lăsați induși în eroare de faptul că poate primiți puțin, poate nu-i momentul să faceți o baie în oceanul acesta de emoții. Că altfel, cum să cunoști oceanul decât noi? N-ai cum într-un pahar. N-ai cum doar stând de vorbă. Trebuie să intri, să te cufunzi în el. Poate să faci și diving. Scufundări. Vă poate ghida în acest ocean. Că doar e șeful. E Neptun pentru unii.
dar are foarte multe în spatele acestor cupe. Deci nu vă lăsați un pic păcăliți de faptul că nu vedeți tot ceea ce simțiți, că simțiți și la nivelul inimii și telepatic simțiți multe. Dar de văzut ziceți, măi, parcă totuși ceea ce văd nu este exact ceea ce simt. Și atunci vă faceți griji. Atunci vă faceți griji și luptați, luptați cu unii cu alții, dar mai ales cu voi înși vă. Regele de cupe, frumos. Adevărul este că în sinastrie una dintre cele mai frumoase conjuncții sunt între lună, ar putea fi o persoană marcată cu marcaj puternic pe lună, da, și Venus. Cea mai frumoasă conjuncție. Nu contează câte conjuncții negative aveți în hartă, dacă o aveți pe asta, asta atenuează multe. Deci vă este frică de 4 de spade. Probabil că la un moment dat a fost un trio. Sau în trecutul vostru, sau în trecutul lor, sau o persoană în semn de aer încă mai afectează, vă afectează, da? Poate acesta e persoana la care vă gândiți, că tot aveți 2 de cupe, da? Și judecata este semn plutonian, da? Semn de apă, scorpion. Nu neapărat să fie scorpion, am zis că e Pluto. Așa. Și atunci, acest semn de aer încă vă stresează, afectează pe unii dintre voi. Dacă nu este un semn de aer care vă stresează, vă este teamă cumva că nu vă veți vindeca, asta înseamnă vindecare, nevoia de meditație, cum am zis și mai devreme, și poate nu întâmplător, dragile mele, nu mai picați. Da, nevoia de meditație, de conectare la ce? La spiritualitate, da? La îngerii voștri, cum am spus, exact același înger, da? Îngeri, îngeri, faceți rugăciuni, faceți afirmații și mergeți undeva unde e liniște, aveți nevoie de liniște. Nu să stați voi cu voi înși vă și cu gândurile astea care vă stresează. Da. Și în momentul în care vă liniștiți, luați sabia dreptății și manifestați adevărul din viața voastră. Din relația trecută, că e relație trecută, că e un trecut mai dureros, tăiați, luați sabia aceasta și tăiați acel trecut dureros. E ca un cuțit chirurgical care vindecă, vindecă o rană. Asta e, trebuie, unor doare, dar altfel n-avem cum. Ce vă doriți? Liniște și nu doar liniște. Unii dintre voi, poate, bine, nu e obligatoriu, poate unii vă gândiți la o fecioară, dar nu avem prea multe semne deocamdată de genul ăsta. Dar e posibil pentru unii. Dar eremitul înseamnă nevoia de liniște. E exact similar. Varianta 3D și este arcana majoră. Însă, aici este nevoia voastră, nu doar fizică sau mentală. Sufletul vostru, spiritul vostru are nevoie să înțeleagă acest întuneric prin care încă a fost și încă îl mai simte uneori, măcar uneori. Da? Are nevoie să înțeleagă cum poate să reînvie, să iasă din întuneric. Are nevoie să înțeleagă lumina, da? Are nevoie de lumină și asta vă doriți voi. Lumină într-o situație. Profesională, sentimentală, cum o vreți voi. Aveți nevoie de lumină. Este călătorie spirituală. Și călătoria spirituală e un proces îndelungat. Așa că nu se va rezolva, înțelegerea nu vine într-o zi, chiar dacă apare la un moment dat un trăsnet. Trăsnetul e trăsnet, pe urmă trebuie reconstrucție și tot așa. Deci transformarea durează, că e a voastră, că e altuia, durează. Finalul. Finalul, 5 de cupe. O, da, mulțumim. O, da, deci lăsați în urmă. Dragul meu Jupiter, cred că, da, până iese Jupiter din retrogradare, încă mai simțiți această stare, da? La nivel emoțional, aici este la nivel mental. Acest stres, aceste griji, aceste regrete, doliu, ce ar putea să fie, încă îl mai simțiți.
că sunteți voi, că e altcineva, de eu zic că sunteți voi, că doar în centru, centru inimioara e plină de, de stres. Da, din acest motiv vă este teamă că nu vă veți vindeca și vă doriți lumina într-o problemă. Sper în general, nu doar într-o problemă, sper în general. Și poate unii vă izolați într-un fel sau altul, dar e bine că are o nevoie de izolare, e bine că după aia vă conectați la energie, la foc și sunteți apți de luptă. Că sunteți totuși semne cardinale, da? Ce bine! Când iese Jupiter din retrogradare, se schimbă și roata norocului. Căi pești, semn jupiterian, jupiterian, regele de cupe, căi săgetător, că avem și un semn de foc, căi orice semn, nu contează. Important e că roata norocului se schimbă. Și atunci o să aveți și un pic mai mulți bănișori, dacă aveți probleme financiare, dar nu cred că asta vă stresează acum foarte mult. Poate pe unii. Poate pe unii. Dar etalarea arată mai mult a stres relațional. Poate, la un moment dat, spre sfârșitul lunii, vă întâlniți cu cineva, cu planete în semne, da, uite, avem și Leu, dar la sfârșitul lunii zodiei Leului, sau vă întâlniți cu cineva cu aceste marcaje în Leu, în Vărsător, în Taur sau în Scorpion, marcaje, spun, ca să nu mă fixez pe persoane, neapărat pe zodii, da? Că cineva care are planete în aceste semne poate să aibă zodia în altă parte, dar să aibă marcaj puternic acolo și să fie reprezentat de ele mult mai bine. Ori întâlniți pe cineva care vă schimbă viața în bine. În bine, zic eu. O, da, s-ar putea să fie vărsător pentru unii dintre voi. Sau dacă nu e vărsător, ce frumos, mulțumim, Doamne! Mulțumim! Începe să manifestați ce vindecare, steaua înainte de toate, e vindecare și iar avem îngeri. Am zis de, în ultima vreme, da, văd aceste stele ca niște aripi de lumină de stele. Aveți un înger, cel puțin un dat, dacă nu chiar mai mulți. Vă vindecați emoțional și sunt două cupe, deci este relație, avem două cupe și aici, în prezent sau viitorul apropiat. Eu zic că vindecați dacă ascultați vocea, poate unii dintre voi face și ce am zis eu cu coroana, da? Lucrați! Găsiți lumina. Nu e doar o dorință. La sfârșitul tunelului dați de lumină. Of! Mi-aduc aminte acum de niște versuri. O să le caut, să nu cumva să le fi greșit. O să vi le trimit pe Facebook sau le pun în comentarii. Lumina ce-o simt năvălindu-mi din piept? Parcă nu era primul vers din Gorunul, de Lucian Blaga? Mi-a plăcut foarte mult Lucian Blaga și îmi place, evident, și cred că această poezie s-ar putea să inspire pe unii, măcar pe unii dintre voi. O să o atașez. Acum sunt într-o stare, am trecut de la supărare, la bucurie, că așa se întâmplă. Ne bucurăm pentru voi, aici, da. Depășiți acest ciclu, îl încheiați, acest ciclu de suferințe, ia uite, trei de spade, vai, 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 dragii mei, da, poate să fie pentru unii o căsătorie, că asta înseamnă căsătorie, adesea nu e chiar așa de fericită, a fost o căsătorie din considerente financiare sau foarte pământeană și voi aveți nevoie de emoții și într-un fel sau altul, poate unii dintre voi la un moment dat v-ați despărțit și a trebuit să vă vindecați de această despărțire, această durere și încheiați, Doamne, mulțumim, acest ciclu de durere. Mulțumim, nu sunt rac, dar, în fine, empatizez că vorba aia sunt semn de apă. Da, s-ar putea să fie cu un semn de aer, dacă nu este familie, dacă nu e o căsătorie sau relație de lungă durată stabilă, că e semn de pământ. Poate să fie niște chestiuni legate de familia voastră, de, cum am zis mai devreme, poate voi trebuie să vă luptați cu niște concepții, preconcepții familiale. Da?
că fata, că băiatul nu este de religia noastră, nu este de culoarea noastră, bine, la noi mai puțin, că la român mai puțin se pune așa problema, dar poate aveți, eu știu, iubiți, iubite din alte culturi, că acum vorba aceea, toată lumea se plimbă prin lume. Poate sunt discuții legate de faptul că el nu-i suficient sau ea nu-i suficient de bogată sau nu-i dintr-o familie înstărită sau eu știu de care, eu știu, cu istorie, da, istorie, da. Pot să fie și chestiuni de genul ăsta care v-au rănit, probabil nu doar acum, în multe relații pe care le-ați încercat de-a lungul timpului și nu ați reușit să le materializați într-un fel sau altul din cauza acelor idei, da? Există și varianta asta, vă dau și pe asta. Uf, mă bucur mult, mult, mult. Nu vreau să mai clarific nimic. Faptul că ai ieșit roata norocului și steaua, dacă nu este vindecare, dar n-ai, trebuie să fie vindecare, că în momentul în care ne vindecăm, atragem și oameni de vibrație înaltă. Posibil să fie și o persoană populară, care are un fel anume și conexiunea cu ei vă schimbă viața, da? Jupiter vă schimbă viața și vă vindecă. Ce frumos, ce frumos. Haideți să luăm un sfat de la îngeri. Nu mai, am amestecat încă vreo două seturi de cărți, dar nu simt nevoia să mai adaug, pentru că zic că mesajul a mers coerent. Ia. Un mesaj pentru răcușori. Mesaj pentru rac. Up! Măi, năstrușnic. Nerăbdător. Ia să vedem. Am un pic probleme. Sunt foarte obosită și am probleme cu vederea. Și scrisul ăsta? Da. Singurul lucru care este real este... Eu ce sare? Singurul lucru real este dragostea. Și atunci se explică de ce poate unii dintre voi v-ați luptat ani de zile, ciclu de ani, cu aceste preconcepții, aceste tradiții învechite, da? Poate ați fost și într-o relație care n-a avut la bază atât de multe emoții și dragoste cât nevoia de stabilitate, de bani, hai să punem amândoi salariu și să facem ce? Eu știu, o afacere, o casă mare, o vilă, să ne cumpărăm mașini, să vadă lumea ce tari suntem. Și de fapt, poate nici nu mai ne culcăm împreună, poate nici nu mai îmbrățișăm, nu ne mai sărutăm, nu mai facem nimic. Avem altceva de demonstrat. Pentru cine o fi? Nu știu de ce vorbesc așa, dar o fi pentru cineva. Singurul lucru real este dragostea. Da, și ce frumos arată ca un pom. Și chiar în timp ce etalam, cărțile, mă uitam la unul din pomii pe care i-am pictat eu pe aici și mi-a atras atenția. Cred că relația voastră trebuie să treceți prin trei etape ca să ajungeți la această stare de bine. Nu știu în ce etapă sunteți. Ce frumos! Singurul lucru real este dragostea. Momentul în care ești lângă omul care te iubește și pe care îl iubești, acolo poți să simți tot. Pe Dumnezeu îl simți. Când îl ții în brațe, îl ții pe Dumnezeu. Știu că sună ciudat pentru unii, dar pentru alții s-ar putea să nu sune chiar atât de ciudat. Vai, ce frumos! Vai, ce frumos! True love! Dragostea adevărată! Păi, dragilor, mă bucur! Adică e așa de șocant, ce frumos! Cum am zis, acel moment în care îl săruți pe cel care trebuie, simți că l-ai sărutat pe Dumnezeu. Concentrați-vă pe dragoste, da? Încercați să vedeți dragostea și în lucrurile care în aparență nu sunt frumoase, dar cum e acest dragon. Dar aparențele înșală. Concentrați-vă pe dragoste și manifestați și veți primi răspunsul de la Univers. Vai, ce frumos este! Da, cum am zis, este și un unicorn aici, da?
Este și un unicorn. Vă conectați, vă, vi se deschide al treilea ochi, începe să vedeți viața, lucrurile, viitorul dintr-o altă perspectivă, cu alte vibrații. Doamne ajută! Cam asta e talarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent, Rac pentru august 2019. Vă doresc dragostea asta adevărată. Doamne ajută! Dragoste, pace, creștere spirituală, vă pup! Numai bine, pa!